Infrastructura rutieră și mobilități. Niște țări au nevoie de normalitate, de străzi asfaltate și de utilități acum, în acest moment. Este prioritate pentru mine ca în termen de 5 ani să asfaltăm toate străzile de pământ aflate în domeniul public al municipiului Bistrița. Voi continua programul de asfaltare din Bocură cu Bocură pe toate străzile de asfalt în oraș, deoarece Bistrițeni trebuie să circulă pe străzi foarte bine. Reabilitarea și modernizarea tuturor trotuarelor din oraș va fi o prioritate pentru mine, precum și înlocuirea bordurilor vechi, sparte sau degradate, reabilitarea scoarelor, a spațiilor verzi de pe străzi, astfel încât aceste spații să dea o notă de bună gospodărire și îngrijire a orașului nostru. Varianta următoare a municipiului Bistrița. Ca și până acum, noi, administrația locală, vom continua să punem presiune pe Guvernul României și pe Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să trateze acest subiect, acest proiect, cu maximă prioritate. Avem nevoie pentru varianta următoare a orașului ca de aia. Pe lângă marile proiecte de mobilitate urbană, aflate în curs de implementare, va fi linia verde, piste de cicliști, centrul intermodal, modernizarea axei DC-3-6-7-2, consider că este necesar să implementăm și proiecte noi de mobilitate urbană, folosind fondurile europene pe programul operațional regional 2021-2027. Și acum, 4 benzi de circulație de fosta șosea de centură, pe traseul care a cujur, în cetății, Simeon Împrescu, și continuarea acestei extinderi pe strada Lucian Blaga, corelată cu modernizarea și semaforizarea trecerii la nivelul calea ferată, asta nu înseamnă că renunțăm la varianta operatoare a Bistriței, ci trebuie privită ca o soluție suplimentară pentru utilizarea traficului în zona industrială extrem de aglomerată. Realizarea a două parteneri pe modelul Parker Line, supraetajate, la intrările în oraș, pe traseul univers, cu o capacitate totală de aproximativ 600 de locuri de parcare, care să permită celor care vin în Bistrița să folosească gratuit transportul public în comun. Supraetajarea parcării pe strada Ucraina, pentru creșterea capacității la aproximativ 200 de locuri, printr-un proiect pe fonduri europene de regenerare urbană a zonei. Deschiderea unei noi variante de traversare la orașul pentru autoturisme și specific pentru autoturisme, pe lângă calea ferată, pe strada Lucian Blaga, pe Birou Cristian, crearea unei rețele principale de la Sărbos, către strada Pliniței, continuarea pe strada Arțarilor, Rodne, Umbrave, Umbravul Traian, Valea Umbraniște și ieșire la drumul Sibirului, în zona de Deva. Realizarea canalului de descărcare a apelor pluviale, acolo unde nu există, asigurarea secțiunilor de scurge apă în mare tot orașul, curățarea și decomatarea șanțelor și canalelor, înlăturarea construcțiilor neautorizate ce blochează aceste canale pentru a evita pe viitor producerea de inundații. Extinderea iluminatului public stradal, proiect pe fonduri europene, care va completa actualul proiect de extindere a iluminatului stradal, care se referă doar la cele 37 de străzi. Prin toate aceste proiecte, vom reuși să fluidizăm și să decongestionăm traficul rutier, prin Bistrița, să aducem rețelele de utilități acolo unde ele nu există, să devenim un oraș mai prietenos cu mediul, să punem accentul pe transportul public în comun și pe